Federația Română de Handbal a anunțat printr-o videoconferință data la care se va desfășura turneul final de promovare în Liga Florilor. Aceasta se va desfășura la cheile grădiștei în condiții speciale de siguranță sanitară, durata fiind de 5 zile, în perioada 1-5 septembrie. Cele șase echipe care au confirmat participarea se vor bate pentru cele patru locuri promovabile în campania selectată a echipelor din Prima Ligă Națională de Handbal. Astfel s-au stabilit două grupe. În grupa întâi se vor întâlni CSM Galați, CSU Știința București și Dacia Mioveni, iar în grupa a doua vor juca HCF Piatra Neamț, Activ Prahova Ploiești și Crișul Chișineu Criș. Echipa de handbal din Mioveni a beneficiat de o campanie de transferuri destul de valoroasă în această perioadă, iar speranțele pentru promovare sunt mari.